Patru studente care au închiriat un apartament în centrul Brașovului au fost la un pas de moarte din cauza centralei termice. S-au intoxicat cu monoxid de carbon și au ajuns la spital. Pompierii spun că centrala termică nu mai funcționa bine, în vreme ce polițiștii au început ancheta. Cazul readuce în discuție siguranța turiștilor care închiriază apartamente. Comisia Europeană lucrează deja la un nou regulament pentru platformele de rezervări online. Cele patru tinere, dintre care trei studiază medicină, au plătit 700 de lei pentru apartamentul închiriat de pe una dintre cele mai cunoscute platforme. Totul s-a întâmplat într-o casă veche de pe strada Republicii, cea mai cunoscută și circulată stradă pietonală din centrul vechi al Brașovului. Apartamentul este situat la parterul acestei case, foarte aproape de intrarea în imobil. Vacanța tinerelor s-a transformat în coșmar. În a doua noapte de cazare au început să se simtă rău. Una dintre prietene s-a trezit de durere. Noi restul eram într-un leșin continuu. Am simțit că ne sufocăm. În toiul nopții, una dintre studente și-a trezit o prietenă și au mers la farmacie. Asistentele și-au dat seama după simptome că fetele sunt în pericol și au chemat salvarea. La locul solicitării au fost găsite două tinere cu simptome de greață, vărsături, cefalee, durere abdominale. Motiv pentru care a fost solicitată prezența ambulanței. Două dintre studente au fost conectate la oxigen ore în șir la spital. Aveau în sânge o concentrație de monoxid de carbon de 10%, în condițiile în care un fumător care consumă mai mult de două pachete de țigări pe zi poate ajunge la 8%. Am ajuns la urgență toate, unde ne-au găsit monoxid de carbon în sânge. Dacă mai stăteam câteva ore, muream. Apartamentul în care s-au intoxicat este într-o clădire istorică. Vorbim de fapt de un studio cu două paturi despărțite de un perete din rigips. Centrala este montată foarte aproape de unul dintre paturi, iar evacuarea gazelor arse se făcea printr-un coș de fum, nu printr-un tub special de evacuare rezistent la căldură și flacără. Proprietarul recunoaște, instalația veche de 15 ani se cerea înlocuită. Și a mea că n-au reușit să schimb la timp să nu ies sistemul. A fost folosit intens încălzitorul de apă și a scos fum. Conform raportului celor de la Distrigaz, centrala era defectă și scăpa gaz, iar coșul era înfundat. Probabil că cineva, când a montat acest instant de gaze, a umblat și la reglajele instantului și atunci, dând peste cap flacăra, el a încins foarte tare și coșul, pe care l-a deteriorat și gazele respective arse, în loc să iasă afară pe coș, au intrat în cameră. Apartamentul în care s-au intoxicat studentele a fost luat în comodat de soția unui consilier local din Brașov. Când a luat apartamentul, a verificat dacă totul este în regulă. Există fișă pe anul trecut pe revizia la gaz și la instalația de acolo. Este în curs un dosar de cercetare penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Problemele din acest apartament au început să fie reclamate de turiști din octombrie anul trecut. Convectorul pe gaz oricum nu face față, are pus un horn de hotă, adică riși să mai scape și dioxid de carbon, scrie într-o recenzie pe platforma de rezervări. Apartamentul cotat cu 8,1 de turiștii care s-au cazat în el apare acum indisponibil pe platforma de rezervări. Pentru a oferi spre închiriere o locuință în regim turistic, proprietarii trebuie să ceară de la Ministerul Turismului clasificarea locației și acordul vecinilor. Comisia Europeană lucrează acum la un regulament care să oblige platformele de rezervări online să nu mai înscrie pe site apartamente neautorizate. Toată lumea este conștientă că trebuie să fie puse în regulă aceste platforme care nu țin cont de aceste structuri clasificate și ar trebui să o facă. Suntem în situație în care o structură funcționează nelegal, închiriază fără a avea acest drept. Ei riscă amenzi între 40.000 și 50.000 de lei. Platforma online de unde au închiriat studentele apartamentul spune că furnizorul de servicii este unicul responsabil pentru experiența de călătorie.